Iată, din nou în stradă, din nou pentru susținerea magistraților. Cum vă explicați că e nevoie din nou ca ei să iasă în stradă și voi să fiți aici? Cum îmi explic eu? Păi este nevoie pentru că PSD-ul și ALDE, cei de la putere, pur și simplu disprețuiesc în mod fundamental valorile democrației și ale libertății și ale unui stat de drept. Trebuie să facem cumva să înțeleagă cât mai multă lume că pur și simplu cei care se adună, magistrații și atâți alții care trag semnale de alarmă, sunt oameni onești care nu fac asta pentru ei. Nu avem nimic de câștigat. Nu suntem plătiți, nu câștigăm nimic. Dimpotrivă, ne pierdem vremea, între ghilimele, doar ca să trezim cât mai multă lume și să fim solidari cu oameni cum sunt magistrații, mii și mii de magistrați, marea majoritate a lor, care sunt conștienți că dacă suntem indiferenți și lăsăm aceste ordonanțe de urgență și această putere putredă să meargă până la capăt, ajungem în dictatură. Nu mai funcționează nimic. Credeți că PSD-ul, e vreo șansă ca PSD-ul ALDE să reacționeze la proteste sau speranța va veni numai de la cetățenii care pot face o schimbare? Eu sunt convins că nu vor reacționa în mod pozitiv. Absolut deloc. N-au cum să reacționeze. Ei au de pierdut foarte multe lucruri. În primul rând, libertatea unora din cei care conduc, afacerile lor de milioane de și zeci de milioane de euro. Uitați-vă, oamenii, la ce averi au acest Partid Social-Democrat, care e de stânga și care ar trebui să aibă grijă, potrivit ideologiei sale, de marea majoritate a populației, oameni săraci. Nu, ei nu ascultă, nu vor să asculte, sunt oameni plini de bani și plini de dispreț față de restul populației. Nu se gândesc nicio clipă la a face ceva pentru oameni. Deloc. Eventual, vă mărim salariile ca să tăceți din gură. Între timp, fără să vă dați seama, prețurile cresc la absolut orice. Probabil că analiști economici ar trebui cât mai mult să arate ce s-a întâmplat în ultimul an, să zicem, cu salariile și cu prețurile. Cum vedeți dumneavoastră deznodământul acestei situații? Păi nu-l văd. Vedem două tabere, una mergând mai departe. Este acum câteva zile, strângând semnături, m-am întâlnit cu două tinere la 23-24 de ani, foarte drăguțe, care aveau un discurs educat, să zic așa, de care spuneau: pe mine nu mă interesează, nu fac politică, nu votez. Și pur și simplu am avut așa, în momentul ăla mi-a căzut așa o fisă și le-am spus un singur lucru: e dreptul vostru, dar dacă nu votați, aveți o singură altă variantă: emigrați. Și asta cât mai repede. Asta este singura variantă. Este dreptul lor să plece.